Armonia familiei Istrate este tulburată atunci când Ioana, fiica Dorinei și a lui Constantin, dispare fără urmă. Nu ați aflat încă nimic? Nimic. Nu pot să cred că nu te-a sunat nici pe tine. Băiatul ăsta nu mi-a plăcut niciodată. Fetele au sosit sâmbătă și nu duminică, cum a susținut prietena ei. Ați încercat să vorbiți și cu Andrei? Și că și-a petrecut noaptea cu Andrei. Păi vezi, cu Andrei! O să știu un singur lucru. Unde e Ioana? Doamne și domnule Istrate, mi-e teamă că am niște vești mai puțin bune legate de dispariția Ioanei. Este moartă? Toate bănuielile mele cele mai negre s-au adevărat. Ce-i omorât omul ăla enorm? Cipuleș! Spune-mă, a fost la casa voastră! Când îți pierzi copilul, îți pierzi parcă și ultima speranță? Cadavrul fiicei noastre nici nu s-a răcit și umbli cu alți bărbați? Tu te auzi ce spui? Tu te auzi ce spui? Uite-ți verigheta, pe țivanule ce ești! Tu ai omorât-o pe Ioana! Alo! Bună ziua! Inspector Tatăl ăștia la telefon. În legătură cu dispariția Ioanei. Familia Istrate locuiește în București. Căsătoriți de peste 20 de ani, Constantin și Dorina au o fiică, Ioana, care este, cum altfel, răsfățata familiei. Dacă nu aveam treabă cu tine în firmă, deschidem un restaurant, să știi. Cum și imaginez. Atunci trebuia să pregătesc și mâncarea și documentele firmei. Te cunosc eu pe tine. Dacă vreodată vă gândiți să vă deschideți un restaurant, promit să vă ajut la bucătărie. La bucătărie? Uh-huh. Ce să faci tu la bucătărie? Să evaluez mâncarea. Ce trebuie să facă și asta cineva? Hai că am plecat ca am curs. Săruna pentru masă. Pa, pa! 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 Ioana este studentă la drept în anul 2 și timpul liber și-l împarte între prieteni și iubitul ei, Andrei. Pa! De-abia aștept ziua de mâine. Cluburi, selfie-uri, plajă, soare! Bună, hey. Ce faceți? Bine, tu puneți ce țara la cale? Mamă, ce mofti că nu merg cu voi? E doar un weekend și știi bine că o să trimit poze non-stop. Da, și dacă o să găsești tu acolo un băiat care o să-ți sucească mințile, eu ce am să fac? Hai, nu fi fraier! Ia zic când plecați. Mâine dimineață, de ce ai timp să mă mai scoți la o cafea? Asta e bine. Bine, păi eu te las atunci. Te pup, Anto. Ne vedem dimineața la tine. Ok, pa, pa. Ciao. Hai, gelosule. Eu și cu iubitul meu, Andrei, suntem împreună de un an și cu toate că este mai mare decât mine, asta nu este un impediment. Ne înțelegem foarte bine. A venit weekendul, iar Ioana se pregătește să plece la mare, la Mamaia, împreună cu prietena ei. Auzi, tu ți-ai luat tot ce trebuie? Evident, sunt doar două zile, tata. Ioana, te rog să ne suni când ajungi, da? Să știm că ai ajuns cu bine. Să ai grijă. Da, mama, sunt la două ore distanță. Da, ok. Nu vrei să te duc eu mai cu mașina? Hai că a ajuns taxiul. Bine. Hai. Aveți grijă. Și tu. Pa, vă pup, pa. Părinții Ioanei sunt extrem de îngrijorați, pentru că, deși au trecut câteva zile, nu au primit niciun semn de la Ioana. Da, trebuia să se întoarcă până acum. Nu, pe ea am sunat-o prima dată. Nu, nimic. În afară de mesajul din prima zi, nimic. Deja nebunesc de îngrijorare. Dacă afli ceva, să mă sun, te rog eu frumos, da? Da, normal. Te anunț imediat ce aflu ceva. Pa. Trebuie să fiu sincer și să recunosc că nu am intrat imediat în panică, dar odată cu trecerea timpului am început să mă tem pentru siguranța Ioanei. Nu ați aflat încă nimic? Nimic. Nu pot să cred că nu te-a sunat nici pe tine. Hai. Băiatul ăsta nu mi-a plăcut niciodată și nu pentru că e bucătar. Ce a văzut Ioana la el? Că nu-i de nasul ei. Soții Istrate au decis să anunțe la poliție dispariția fiicei lor, Ioana. Vă rog, trebuie să ne ajutați. Am sunat la toți cunoscuții, nimeni nu știe nimic. Vă rog. Doamnă, știu că vă este greu. Încercați să vă liniștiți. În starea asta nu ne puteți ajuta cu nimic. Sunt sigur că o să afară în câteva zile. Vă rog, liniștiți-vă. Facem tot ce putem. Chiar dacă au semnat
semnalat autorităților dispariția fiicei lor și au fost sfătuiți să aștepte câteva zile, Constantin începe să facă și el o investigație în paralel cu cea a poliției. Tu unde pleci? Ți-am spus doar că nu pot să stau cu mine însumi. Tu stai aici să răspunzi la telefoane că m-a dus să-i fac o vizită idiotului ăla. Cui, lui Andrei? Da. Păi și ce crezi că putea să facă el? N-are nicio legătură cu asta. Tu n-ai văzut ce îngrijorat era când a fost la noi? Asta ascunde el ceva. O să-mi iau grijă să-l scoturi bine. Nu poți să faci asta. Dacă te duci la el, vin și eu cu tine. Păi mai ești dacă vine Ioana la ușă. Sau dacă sună cineva la telefonul fix. Stai tu liniștită pe mă întorc repede. Mă duc până la facultate să vorbesc cu Antonio și după aia o să-l vizitez eu și Ioana. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.